telemaratonul cu genericul Să fim mai buni s-a desfășurat cu succes în încintea televiziunii TV Drochia la data de 23 decembrie, între orele 10 și 12. Astfel, timp de 2 ore, la sediul redacției, au venit oameni cu suflet mare pentru a ajuta cele 2 familii nevoiașe din satele Țarigrad și Chetrosu. Cu donații pentru aceste 2 familii au venit unii locuitori ai raionului și orașului Drochia, agenții economici, o echipă din cadrul Inspectoratului de Poliție Drochia, colectivul Drochia TV, toți ei au adus hăinuțe, încălțăminte, produse alimentare și dulciuri. Cu suma de bani au sprijinit familiile Babi și Grișciuc, deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, Corneliu Padnevici, 1.000 de lei, o familie care a dorit să rămână anonimă, a donat suma de 5.000 de lei, banii fiind împărțiți în mod egal la cele 2 familii. Alți telespectatori, alături de mine aici în studio am pe Cristina Cristiuc și Olivia Babi. Vă mânez aceste sume de bani care s-au adunat astăzi la telemaratonul nostru. Și aș vrea să vă zic că toate acestea care le vedeți acum în studio, noi o să le arătăm și telespectatorilor noștri, o să meargă la voi, le luați astăzi. Cât mamele, atât și copiii lor au rămas mulțumiți de ajutorul primit din partea participanților al telemaratonului. Mulțumesc din suflet pentru persoanele care m-au ajutat cu ceea ce au putut, chiar și pentru hăinuțe și pentru bani. Sunt foarte bucuroasă și le doresc sărbători fericite, sănătate, bucurie. Și mulțumim foarte mult de ziua de azi, de suma bănească pe care au adunat-o pentru noi, și fiindcă noi avem o mare nevoie, fiindcă suntem în prag de iarnă și trebuie de foc, chiar și cele hăinuțe, fiindcă și astea costă bani și ar trebui procurate, dar mulțumim de toate, și de haine, și de bani, și de producții alimentare, și de tot. Suntem mulțumiți și le dorim la toți sănătate. Vă reamintim, Cristina Grișciuc este mamă a 3 copii, un băiat de 7 ani și 2 fete de 10 și respectiv 1 an și 8 luni. Locuiesc temporar în satul Chetros, în casa unei cunoscute care de asemenea nu a rămas indiferentă de situația femeii. Olivia Babi este mama a 4 băieți cu vârstele de 15, 13, 11 și 1 anișor. Precum și prima femeie, Olivia cu familia trăiește în casa unei doamne cu inima mare, însă locuința nu este conectată nici la gaz și nici la electricitate. Victoria Conie, Eugeniu Bulat, TV Drochia.